Detalii uluitoare despre accidentul produs ieri, 19 iulie, la Drochia, în urma căruia un bărbat a murit iar alți trei au fost grav răniți. Polițiștii susțin că una dintre mașinile implicate în coliziunea s-a dovedit a fi furată. Este vorba de automobilul de model Citroen, iar șoferul conducea haotic pe carosabil. Citroenul era condus de un bărbat de 38 de ani din Soruca, și l-avea ca pasager pe un alt bărbat de 46 de ani. Pentru a evita impactul șoferul Volkswagenului, un bărbat de 3 30 de ani locuitor al satului chetrusu raionul Drochia, având ca pasager un tânăr de 25 de ani ar fi virat brusc spre stânga conform direcției de deplasare însă în același moment conducătorul citroenului ar fi îndreptat volanul spre dreapta sa în rezultat autovehiculele tamponându-se frontal în cadrul cercetărilor s-a stabilit că automobilul citroen ar fi fost răpit pe parcursul zilei de ieri de pe teritoriul unui srl din statul nicoreni raionul drochia în urma accidentului rutier pasagerul din citroen a decedat la fața locului iar celelalte trei persoane implicate în accident au fost transportate la spitalul raional drochia pentru îngrijiri medicale polițiștii din drochia întreprind toate acțiunile necesare în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier